Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. Sunt Paul Alexe, astăzi am deosebită plăcere să o am invitat în studioul nostru pe doamna Virginia Uzun, candidat al Partidului Social Democrat la primăria, la postul de primar al orașului Eforie. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Sunteți, era o vorbă, o întrebare la modă, nu cu mult timp în urmă, ce ați făcut în ultimii 5 ani? Eu vă întreb ce ați făcut în ultimii 18 ani? Administrație publică de calitate. O altfel de administrație. Am încercat să aducem în administrația publică din Constanța trendul pe care l-a urmărit și cu care au eficientizat multinaționale de regulă și nu în ultimul rând băncile, serviciu către cetățean. Și am și reușit. Munca în administrația publică locală știm că nu este foarte ușoară, pentru că, să spunem, e greu să-i convingi uneori pe oameni să vină să-și plătească taxele, deși ar trebui să fie ceva normal. Totuși, și organizarea aceasta din administrație lasă uneori de dorit. Dumneavoastră veniți să candidați pentru postul de primar într-un oraș interesant al litoralului românesc, în Eforie, un oraș axat pe turism, un oraș care are nevoie de o gândire strategică și de un plan bine pus la punct pentru a se dezvolta și de a fi printre, eu știu, fruntașele litoralului românesc, ceea ce în ultimii ani nu prea s-a întâmplat. Da, ați mă iertați. Ați atins un punct sensibil. Orice entitate nu poate funcționa, indiferent că este vorba de administrație publică sau de domeniul privat, nimeni niciodată nu poate funcționa fără resursă umană de calitate. Asta înseamnă că oamenii care lucrează în administrația locală ar trebui să fie oameni de anvergură, oameni profesioniști, oameni disciplinați, oameni care să-și dorească să lucreze și să iubească să lucreze pentru oameni și cu oamenii. Pentru că, într-adevăr, munca cu publicul, că în general o administrație publică are muncă cu publicul, trebuie să se reflecte în bunul mers al întregii societăți. Atât timp cât oamenii se adresează administrației locale și sunt obturați permanent și sunt priviți cu lipsă de respect sau cu aroganță sau sunt jigniți sau le sunt pierdute documentele pe care le depun în aparatele respective, imaginați-vă că dezamăgirea pe de o parte, iar faptul că sunt împiedicați să-și dezvolte afacerile duc la dezastre în timp pe care le regăsim acum mai cu seamă în Eforie. Nu ați mai atins un alt element extrem de important, strategia. Dacă conducătorul unei entități nu are o strategie bine pusă la punct pentru a administra localitatea și nu numai, nu avem cum să ne bucurăm de proiecte care să dezvolte orașul și nu ne mai putem întreba de ce Eforie a ajuns unde este astăzi. Eforie este un oraș murdar, din nefericire uneori și la propriu și la figurat și nu din cauza oamenilor care locuiesc în acest oraș. Locuiți în Eforie, da? Locuiesc în Eforie Sud. În Eforie Sud, ok. Da, Eforie este din două localități componente, Eforie Sud și Eforie Nord. Și nu în ultimul rând, acesta este motivul pentru care lipsa de strategie despre care vorbeam, acesta este motivul pentru care au fost continuate și mă bucur că a încercat să continue proiectele începute în celelalte mandate, în care și dumnealui de altfel a fost viceprimar, însă nu le-a continuat nici spre binele orașului și nici spre binele proiectelor.
Pentru că referiți la actualul primar. Mă refer la actualul primar și la actuala administrație, da. Pentru că actualul primar nu conduce singur aparatul categoric administrativ. Da, e un aparat condus și el la rândul lui de director și de alți funcționari publici. Nu în totalitate aparatul este defect, pentru că niciodată nu, orice pădure are uscătura ei. Eu sper că de săptămâna viitoare începem curățenia de primăvară, deși e toamnă, știți? Pentru că oamenii s-au săturat. Oamenii își doresc schimbarea, nu mai suportă să trăiască, cum vă spuneam, fără lipsă de curățenie. Suntem în anul 2020 și, din păcate, noi vorbim de curățenia orașului, de străzi și trotuare, de iluminat, de lipsa infrastructurii aproape în totalitate. Și atunci, într-un astfel de oraș, nu mai putem pune problema că nu mai reușim de la an la an să aducem același număr de turiști pe care îi aveam în anii anteriori. Nu putem să ne mai punem problema că aducem o altă calitate sau cantitate a turistului. Nu ne rămâne decât să trăim în trecutul acela glorios al eforiei, când era plin de turiști români și străini care se bucurau de toate oportunitățile pe care le oferea orașul, de toate zonele de agrement pe care le aveam pe atunci și ni le dorim, evident, și acum. Și ca atare, revenind la aparatul administrativ, el este resursa principală pentru tot ceea ce trebuie să se întâmple bine într-un oraș. E bine știut că dirijorul dă tonul într-o orchestră. La ce vă gândiți pentru a reuși să valorificați principalul aset pe care îl are orice comunitate, și este vorba de om, de oamenii pe care îi aveți locuitori în eforie. Mulți dintre ei sunt forță de muncă, dar nu pentru eforie, ci pentru Constanța, de cele mai multe ori, doar în acte sunt în eforie. Da, locuiesc în eforie. Am mulți prieteni, da, care stau în eforie, dar muncesc în Constanța. Cum vă gândiți să îi readuceți pe acești oameni din punct de vedere să profitați, cu ghilimelele de rigoare, de munca lor, să vă aducă plus valoare? Să știți că de-a lungul campaniei Vin la voi ca să vă ascult, am întâlnit mulți dintre acești oameni, pentru că am derulat această campanie și dimineața și seara și am mers din poartă în poartă și am vorbit cu oamenii. Am vrut să îi simt, să îi ascult și să îmi povestească cum ar putea să aducă plus valoare orașului, exact cum ați menționat și dumneavoastră. Nu poți să aduci astfel de oameni înapoi, de valoare, decât dacă le apreciezi valoarea și dacă îi pui în valoare la locul potrivit. Administrația locală este un loc în care trebuie să vină acești profesioniști înapoi acasă sau să ajungă să lucreze din nou să înceapă să lucreze și în administrația locală, pentru că unii dintre ei lucrează doar în privat. Dar avem și locuitori ai orașului care lucrează în alte administrații locale decât cea din eforie și ar fi de dorit să lucreze la noi acasă, cu atât mai mult cu cât, v-am spus, o parte din funcționarii acestui aparat administrativ nu au ce căuta acolo, nu sunt reprezentativi pentru funcția pe care o ocupă. Vedeți, toate proiectele pe care noi le-am propus nu sunt niște promisiuni, sunt niște necesități. Trebuie să ajungă orașul să reînvie, să aibă culoare, să prindă iarăși viață. Oamenii au ajuns să nu mai poată zâmbi, să nu își mai poată povesti cu vecinii, pentru că se simt permanent terorizați sau își se ascund unii de ceilalți ca nu cumva vreunul dintre ei să își mai îngăduie să spună exact adevărul pe care îl simt. Este un sentiment total în neregulă, care nu trebuie să mai stăpânească orașul. Noi, în afară de dezvoltarea aparatului administrativ și de reorganizarea lui și de reinstruirea aparatului administrativ, gândim să susținem multe proiecte, nu numai pentru tineri, pentru că în mare parte ei au nevoie, deoarece aș vrea să nu mai părăsească orașul, dar și pentru cei care sunt deja în câmpul muncii și care au o expertiză și o valoare pe care au acumulat-o în an de zile și care poate pune umărul la dezvoltarea orașului. Sunt oameni care au dorit să-și dezvolte afaceri în eforie și au fost împiedicați.
Iar acum România are potențial și a avut, să știți, și în anii trecuți, pentru că fondurile europene sunt o resursă de care nu trebuie să uităm nicio clipă, dar ea nu poate fi folosită punctual doar în 2-3 locuri și în rest să lăsăm totul ca și când ar fi fost pârjolit. Arată orașul și noi suntem consternați cum a putut să ajungă să arate în acest fel în numai 4 ani de zile, dar e probabil că e ca și într-o gospodărie. Atunci când nu faci curat 5 zile la rând, după o săptămână efortul este mult mai mare și se vede, da. Uneori se vede și după 2 zile, da, păi după 4 ani. Și atunci simt că, în primul rând, o gospodărire corectă a orașului, chiar prin reorganizarea acestei foste gospodării comunale a orașului și reorganizarea ei într-un serviciu comunal în prezent, care nu duce la îndeplinire așa cum ar trebui să ducă la îndeplinire ce are în activitățile prevăzute, cu siguranță că va aduce oamenii înapoi și va face încrezători. Cum vă gândiți? Se știe că micii investitori, micii mijlocii, întreprindere mici, mijlocii, afacerile de genul ăsta sunt motorul oricărei comunități. Aveți în vedere un mod de a atrage oameni care vor să investească, preponderent bănuiesc în turism, pentru că turismul e baza afacerilor în eforie. Aveți de gând să le oferiți, anumite facilități, da. Vedeți dumneavoastră, dacă nu există infrastructură, oamenii se mai tem să investească, iar cei care au investit, în marea lor majoritate, investitorii mari din orașul Eforie, nu locuiesc în Eforie și vin și își desfășoară activitățile doar 2 luni pe an. Una dintre premisele pe care ar trebui să le urmărim și pe care mi le doresc să le urmăresc în mandatul meu reprezintă tocmai extinderea sezonului estival, pentru că e, cu siguranță va aduce un venit de 3 ori măcar mai mare decât cel de acum și pentru oraș și pentru ei. Și acest lucru nu se poate face decât luând exemplu de la alte orașe din România care au reușit să le pună pe harta țării și nu numai, prin organizarea de festivaluri și de evenimente culturale, sportive și de orice altă natură care ar putea mobiliza oamenii către stațiune. Gândiți-vă că suntem așezați strategic între lacul Techirghiol și Marea Neagră și avem absolut tot ce ne trebuie pentru a avea turism, inclusiv turism medical, și să nu mai alergăm la spa-uri renumite în altă parte și să putem să atragem noi, turiștii și chiar locuitorii noștri în propriile spa-uri. Da, de asemenea un oraș îmbătrânit, Eforie. Tocmai pentru că vorbeam de forța de muncă care a migrat către străinătate sau către alte localități. Către locuri unde își pot obține o pâine mai bună. Da. Și atunci trebuie să ne gândim și la bătrânii noștri, nu în ultimul rând, ci în primul rând, pentru că au muncit o viață întreagă. Mulți dintre ei îmi povestesc despre locurile în care au muncit când arăta Eforia așa cum arăta și se supranumea stațiunea Florilor, orașul Florilor. Și pentru ei și pentru alți bătrâni în situația lor, trebuie să ne gândim că Eforia este un loc extraordinar care poate găzdui aziluri de bătrâni, astfel încât cei care au venituri mici să poată să ocupe un loc acolo subvenționat, iar ceilalți care au venituri mai mari să poată să se bucure de nămol și de celelalte beneficii medicale împreună. Bătrânii iarăși mi-au semnalat și sunt mirați că în atâția ani de zile nu s-a gândit nimeni la ei să le facă un loc de întâlnire. Au ajuns să trăiască singuri prin case și să nu se mai poată întâlni unul cu celălalt pentru că nu mai au niciun prilej. Adică, din nefericire, singurile prilejuri în care se întâlnesc sunt... Cunoaștem. În mormântările, da. Și cred că totuși, după ce ieșim la pensie, nu înseamnă că trebuie să așteptăm prima mormântare.
Da, categoric. Din acest punct de vedere, probabil România stă dintre țările Uniunii Europene poate cel mai prost, putem spune, pentru că văd în întreaga lume oameni seniori care da. Pur și simplu toată ziua se plimbă, merg în croaziere, vizitează locuri din întreaga Europa fără niciun fel de problemă. Nu sunt nici pe departe, eu știu, nababi sau sunt oameni normali care au muncit o viață și care Au dreptul să se bucure de zilele care le-au mai rămas și cazul să și să poată să-și cheltuie pensia civilizată. În cazul nostru, oamenii abia au bani de medicamente sau de mâncare. Adică noi vorbim de lucruri din filme. Da. De altfel, mă gândisem că e foarte binevenit să încercăm și noi din bugetul eforiei să acordăm câte 1000 de lei pe an de ziua pensionarului celor cu venituri mici, măcar să le completăm nevoia aceea despre care vorbeam mai devreme, nici de cum să ajungă în vreo croazieră. Sunt printre cei care reușesc să se plimbe, să știți că în marea lor majoritate o fac cu sprijinul copiilor, nici de cum din propriile resurse. Și atunci e mare păcat, pentru că neavând grijă de copiii noștri, pentru că nu au nicio posibilitate, sunt localități nu departe de Constanța, care au locuitori mai mulți decât orașul Eforie, deși nu au statutul de oraș, sunt comune. Au reușit să atragă acești tineri, familii de tineri în localitate, tocmai prin faptul că le-au pus la dispoziție locuri pentru case sau pur și simplu apartamente în locuințe sociale sau aneleuri. Trebuie să aibă unde să stea, să beneficieze copiii de de garanția unui învățământ de calitate, nu? Păi și de locuri. Este un cerc vicios. Noi nu avem nici măcar transport în comun în Eforie. Adică vă dați seama că învățământ de calitate avem. El încet, încet, din vari motive, unul dintre ele fiind cel despre care vorbeam mai devreme, ajung să se limiteze sau să se desfințeze clasele tocmai pentru că sunt copii care caută altceva sau sunt părinți care caută pentru copiilor altceva. Gândiți-vă că nu avem niciun club și niciun cerc care ar fi trebuit dezvoltat de atâția ani de zile. În ultimii 4 ani am desfințat chiar și biblioteca. Adică n-au mai rămas decât niște cămăruțe într-un subsol pe post de bibliotecă la școală și atât. Biblioteca orașului nu mai există, oamenii au fost dați afară. Probabil că nu ne mai trebuie cartea. În loc să gândim niște proiecte, inclusiv ele într-un nivel online, așa cum tinde orice din administrația publică acum, noi ne-am gândit să desfințăm și ceea ce aveam. Nimic din ceea ce se întâmplă nu poate fi resuscitat dacă nu va fi gândit pentru oameni. Dacă lucrurile vor fi făcute la un nivel mic și la un nivel la care ne-am asigurat că am făcut în mandatul ăsta 3 proiecte sau 2 proiecte și ne vor vota oamenii, chiar ne batem joc și de oraș și de oameni și de viitorul nostru al tuturor. Adică e mare păcat că se întâmplă lucrurile astea. Am totuși bucuria că, v-am spus, mergând în această caravană, sunt din ce în ce mai mulți oameni care doresc schimbarea. Eu sunt aproape de finalul acestei caravane și le mulțumesc tuturor celor care ne-au primit și care au stat de vorbă cu noi. Le mulțumesc pentru gândurile bune, pentru încurajări și pentru toate propunerile cu care au venit, pentru că toate sunt fezabile, toate sunt realiste. Oamenii, cum spuneam, sunt oameni care fiecare în curțile lor sunt gospodari, curțile lor strălucesc, sunt pline de viață și trăiesc aceeași nefericire pe care o trăim cu toți atunci când ieșim pe porțile noastre. Pe străzile orașului. Da. Citeam recent o declarație pe care ați dat-o într-un interviu. Și vreau să vă întreb, să-mi argumentați într-un fel ceea ce spuneați atunci. Spuneați, venind într-un serviciu public care se ocupă cu strângerea banilor, spuneați că preferați să aveți câte un leu de la 1000 de oameni decât 1000 de lei de la un singur om. Suma e aceeași. Da, care este aceeași. Este explicația? Nu, sunt niște dezechilibre. Este un fenomen fiscal extins acolo. Sunt oameni care nu plătesc autorizațiile. Am făcut o estimare numai anul ăsta.
vara asta, în cele două luni de existență ale celor care au încercat să încropească ceva în timpul verii, pentru faptul că n-au fost autorizați în marea lor majoritate și pentru că avem cazuri tot în presă motivate de inexistența acestor autorizații lipsă, bugetul local a pierdut jumătate de milion de euro. Chiar toate chestiile pe care le-am afirmat până acum sunt lucruri documentate. Bugetul local este într-o pierdere continuă și într-o grevare excesivă și gravă pentru noi locuitori orașului și pentru viața orașului din anii ce vor veni. Cu siguranță că dacă această administrație va continua, viața orașului va fi într-un mare pericol și nu este o glumă deloc. Oamenii iau în neserios parte din cei care încă se gândesc că primarul totuși știți, am ajuns în situația în care noi să ne mulțumim cu acel puțin sau deloc și să spunem că poate fi ok și așa. Oamenii trebuie să se trezească. Cum spuneam, mare parte din acei oameni s-au trezit. Acei oameni au înțeles că bugetul este grevat de credite, este grevat de faptul că licitațiile nu sunt corespunzătoare și că din acele neconformități ajungem în loc să cheltuim banii din resurse prin destinația lor de fonduri europene, ajungem să cheltuim din propriul buget pe care nu-l mai avem atât cât ar trebui să-l avem. Bugetul este grevat inclusiv de faptul că nu sunt încasate corespunzători impozitele și taxele și de faptul că ele nu sunt echilibrat încasate. Adică dacă sunt contribuabili care plătesc corect impozitele și taxele de ani de zile, așa cum sunt încadrați, pentru faptul că, de exemplu, închiriază și plătesc un impozit mai mare ca o destinație, ca o activitate economică, în situația asta să știți că se află puțin contribuabili. Cu siguranță că dacă impozitarea s-ar lucra la cuantumurile impozitelor și taxelor locale și ele ar fi diminuate, gândiți-vă că avem oameni în zona 1 a orașului, în zona 2 a orașului, care nu au utilități și care plătesc același impozit cu cei care au toate utilitățile, n-au străzi, au străzi pietruite pe care și le-au pietruit ei. Și atunci e clar că sunt niște dezechilibre extraordinare și oamenii sunt nemulțumiți. Oamenii nu sunt nedoritori de impozite și taxe, ba din contră, vor să plătească impozite și taxe corect, dar vor să-și regăsească banii în ceea ce se întâmplă în jurul lor. Cum vă spuneam, adică măcar trotuarele și străzile să le avem. Nu există nicio explicație pentru faptul că de 2 ani de zile s-a tras magistrala de gaze și atât. Că evident că nu avem gaze în toate cartierele, nici în Eforie Nord, nici în Eforie Sud. Și atunci, orice acțiune, toate utilitățile cu ocazia acestor săpături ar fi trebuit trase, inclusiv cablurile electrice, adică nu putem să vorbim doar de o rețea din care noi să luăm un singur serviciu. Puteam să gândim toate într-un ansamblu, apropo de strategia de care vorbeam mai devreme. Eu acum o să folosesc un cuvânt care, mă rog, nu reflectă evident realitatea. Dar ce părere aveți despre războiul dintre Nord și Sud? Exagerez, da. Cum vedeți această abordare a primăriei vis-a-vis de cele două entități, Eforie Nord, Eforie Sud? Da, din nefericire, apropo de războiul dintre Nord și Sud, care există, e prea mult spus un război, da, dar o frustrare între Nord și Sud există. Și există pe bună dreptate, pentru că Sudul de cele mai multe ori a fost lăsat de izbeliște. Nu s-au făcut investiții majore în el. Oamenii sunt enervați până și de faptul că merg la un supermarket în Nord și la unul în Tuzla similar și pe care nu la un Eforie Sud. Pe de altă parte, sunt magazine de cartier în Eforie Sud, dar oamenii vor un supermarket. Nu-l avem. Toate proiectele pe care eu le-am enumerat în cele domenii, în cele 9 domenii prioritare, fac referire la ambele stațiuni. Și este firesc să se întâmple așa, pentru că numai dintr-o dezvoltare echilibrată poate crește orașul. Orașul Eforie Nord a ajuns să fie, partea de Nord a ajuns să fie sufocată, inclusiv de construcții și inclusiv de povestea
tarabelor, care a ajuns să fie un subiect delicat prin faptul că nici măcar acele tarabe care erau o sursă de existență pentru cetățenii orașului n-au mai ajuns să fie sursă de existență pentru cetățenii orașului din modul în care au fost distribuite și modul în care sunt ele gestionate și felul în care arată este dezastruos. E un fapt reclamat nu numai de cetățenii noștri, ci și de turiști. Cum vedeți această rezolvarea acestei probleme? Printr-o dezvoltare, știți ce se întâmplă? Pentru fiecare chestiune există profesioniști. Atât timp cât ni se pare că noi, fiecare, știm ce trebuie să facem și nu folosim specialiștii pe care îi avem sau nu atragem specialiști alături de noi care să dezvolte corespunzător orice bucățică dintr-un oraș, atunci există o mare problemă. Ajungem la acest talcioc care înseamnă eforie, eforie nord s-a transformat într-un talcioc, iar eforie sud într-un pustiu. Adică putem să facem o grădină zoologică la eforie sud, că dacă în 2016 domnul primar a închis și una din zonele, unul din campingurile din eforie sud, nu au mai avut acces cei care au venit acolo cu rulote sau nu numai, pentru a face ca terenul să dispară și el în proprietatea unor privați. Între timp avem vulpi în acel camping și în parcul central. Ne-au comunicat, cum mai spuneam și în alte dăți, o atracție turistică. Păi da, de asta am spus, că în curând o să ajungem ca Eforie Sud să fie o grădină zoologică și acolo să fie un mare talcioc. Din păcate, e ineficient pentru toată lumea, pentru că veniturile, cu cât serviciile sunt mai de proastă calitate și cu cât imaginea orașului se deteriorează, cu atât vom încasa din ce în ce mai puțin bani. Această, revin la problema turismului, pentru că este deosebit de importantă. Mi se pare că este cea mai la îndemână cale de dezvoltare, nu numai pentru Eforie, pentru tot ce înseamnă litoral românesc. Chiar putem merge mai sus, spre nord, spre delta, și toată zona asta a Dobrogei, care, cum să zic, a fost nu binecuvântată cu niște locuri uluitoare, frumoase. Vedeam recent un documentar pe Netflix, Flavors of Romania, în care la Dobrogea pur și simplu nu se specifică cuvântul Constanța. Nu se specifică nici măcar singura stațiune luată în vedere de realizator a fost Vama Veche. Interesant. Interesant și deranjant și dureros. Da. Da. De-a lungul unui litoral atât de frumos și atât de complet, atât de ofertantă. Ofertantă, noi să ajungem să nu ne raportăm decât la Vama Veche. E adevărat, Vama Veche s-a dezvoltat foarte mult. De ce? Pentru că au fost lăsați, au venit oameni cu viziune. V-am spus, indiferent, să știți că în Eforie sunt foarte mulți oameni cu viziune, cu lucruri care pot dezvolta afaceri extraordinare și care nu găsesc niciun fel de sprijin. Era una din chestiunile pe care vi le-am spus mai devreme, că indiferent de vârsta celor care accesează, oamenii pot accesa inclusiv proiecte, programele astea tip startup, dar de la chestii mărunte până la proiecte mult mai mari se pot face lucruri cu adevărat valoroase. Pentru că chiar suntem așa, așezați în nord și în sud, poate fi dezvoltat nordul ca pentru turiști, ca o zonă de agrement pentru tineri, pentru zonă de cluburi, zonă de restaurante, zonă de parcuri, zonă de magazine atractive, nu neapărat de acea tarabă căzută și deprimantă. Iar zona cred că și tarabele au rolul lor. Păi am spus să arate așa, da. ca cele care ne plac când ne ducem în alte părți și nu mai vorbim de alte părți în afara granițelor. Găsim o grămadă de exemple în România. Cum de altfel Eforie Sud poate să arate, e o poezie Eforie Sud. E o poezie. Chiar numai dacă l-am curățat, numai dacă am face curățenie, dacă am înverzit toate spațiile verzi, dacă am avea șosele și trotuare, vă asigur că n-ați avea unde să aruncați bani. N-am mai găsit unde să aruncăm, de cât de plin ar fi. Adică pot veni familiști în zona asta de Eforie Sud, pot găsi, sau sperăm să găsim și noi locuitorii, locuri de joacă, nu?
Numai se duc în Techighiol, oamenii care au copii mici se duc și își plimbă copiii în Techighiol. Techighiol a putut să dezvolte pe malul lacului acea faleză, da? E, noi în Eforie nu. Am putea să avem mijloace de transport electrice pe apă, în interiorul stațiunii, care să ducă turiști dintr-o parte în alta. Toată zona aia de Ghiol poate fi exploatată pentru băile de renumitele băi de nămol. Nu mai spunem pentru priveliștea pe care o ai acolo când e una sfințit de soare și poți să bei o limonadă sau... Deci oamenii visează. Tot ce vă spun sunt vise ale oamenilor din localitate. Oamenii știu ce au de făcut. Oamenii ar putea să facă. Sunt oameni care locuiesc în Eforie, au domiciliu în Eforie și au afaceri în Constanța. Credeți că dacă le funcționează afacerile în Constanța sau oriunde în altă parte, nu le-ar putea funcționa și acasă? Categoric. Cu siguranță da. Aveți certitudinea că puteți implementa aceste proiecte? Pentru că, știți cum se spune, toți suntem vizionari, avem, vedem lucruri care se pot face, însă toate aceste planuri, toate aceste proiecte trebuie să fie susținute într-un fel. Da, este foarte adevărat. În primul rând, tenacitatea și hotărârea mea cu siguranță că există, întrucât de-a lungul anilor am demonstrat că atunci când am visat, am pus în practică visul alături de echipe de oameni competenți și de oameni doritori să facă lucrurile să fie altfel. În ceea ce privește resursa financiară, nu va fi o problemă. România, așa după cum știți, deși a fost mult comentată povestea cu cele 85 de miliarde, da, era o problemă, pentru că de ce nu sunt 85 și sunt 79? Și sunt 79, măcar de am reușit să le absorbim pe toate. Da, pentru că, de fapt, asta e problema. România nu reușește, față de ce linii deschise are, să absorbă toți banii, să atragă toți banii în țară. Și asta e din pricina a ceea ce vă spuneam, dintr-o lipsă de organizare, din faptul că tu nu ai echipe competente și mari care să facă ca resursele astea să ajungă la noi. Domnul președinte Felix Troie chiar propune într-unul din proiectele dumnealui echipă la nivelul întregului județ, pentru că a dezvoltat prin Raja astfel de proiecte, a reușit să atragă cele mai mari sume pentru rețeaua de apă, că este unul dintre, și unul dintre proiectele noastre pe care l-am discutat cu dumnealui pentru Eforie. Eforie trebuie să beneficieze obligatoriu de o modernizare și de extindere a rețelei de apă și canalizare, pentru că sunt probleme foarte mari acolo. Iar deopotrivă nu am uitat nici subiectul, pentru că mi-am adus aminte de domnul președinte, mi-am adus aminte de toate celelalte subiecte care le-am discutat. Da, o colaborare a oricărei primării cu Consiliul Județean este esențială. Da. Eu achiesez la proiectele dumnealui, pentru că, de exemplu, unul dintre proiecte ne atinge și problema noastră din timpul verii cu șoseaua ocolitoare și cu siguranță că ar decongestiona traficul acela care a ajuns să fie infernal. Și atunci șoselele respective, inclusiv cea pe care o avem acum în prezent, trebuie să sufere și ea niște modificări, întrucât oamenii solicită sensuri giratorii și, pe bună dreptate, se întâmplă accidente extraordinare acolo și din lipsa trecerilor de pietoni. Pe Bretaua din nord și da, pe zona, da, pe șoseaua națională din sud. Adică sunt mari probleme. Avem copii, cu familii cu copii și pe partea lacului și acei copii trebuie să ajungă la școală. Și ajung la școală de obicei riscându-și viața de cele mai multe ori, pentru că viteza celor care traversează Eforie Sud pare să fie mai degrabă desprinsă din filme cu mașini de curse, nici de cum nu e o viteză limitativă pentru traversarea unui oraș. Și vorbind în continuare despre treaba cu povestea și susținerea Consiliului Județean, ea se remarcă și în faptul că sperăm ca împreună să putem să repunem sanatoriul de ortopedie din Eforie Sud, să-l readucem să aibă funcționalitatea pe care a avut-o anterior. În ce stadiu se mai află acea clădire? Într-un stadiu. Au accesat niște mai fonduri există, europene. Da. Okay. Este nu se mai fac operațiile care se făceau acolo și nu mai are același profil. Categoric, au plecat specialiști. Au plecat, dar pentru că nu mai are profilul profil respectiv. Are doar tratament. Și atunci oamenii își doresc să revină la ce a fost atunci, acum câțiva ani, acel sanatoriu. Ne bucurăm pentru spitalul acela de pediatrie despre care face vorbire domnul președinte și deopotrivă ne vom bucura și pentru susținerea Eforiei
pentru a avea o clinică în care să avem și noi medici cu toate specializările, pentru că este mare nevoie, nu avem pe nimeni acolo, și mai mult decât atât avem nevoie de reînființarea centrului de permanență, care cândva a existat și este mare nevoie de el, pentru că fiecare copil care are o necesitate minimală de, pentru o injecție sau pentru o perfuzie sau pentru o copcă la un degețel, trebuie să meargă la Constanța și nu e firesc. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Vreau să vă întreb cam ce șanse credeți că aveți? Păi eu am șansele pe care mi le dau oamenii. Atât timp cât oamenii doresc schimbarea și atât timp cât oamenii ne-au povestit tot ce v-am povestit mai devreme, că s-au săturat de mizerie. Vă întreb asta pentru că veniți după o campanie. Da, sunt atunci să vă spun scurt. Vreți să vă răspund scurt? Da. Sunt direct proporționale cu mizeria și cu paragina în care a ajuns orașul. Și de care dacă orașul este atât de căzut, pe atât de mare este dorința oamenilor de schimbare. Am înțeles. Am să vă rog să le adresați un ultim cuvânt, să le spuneți de ce ar trebui sau n-ar trebui să vină la vot și de ce să vă acorde votul. Oamenii știu mai bine decât noi de ce trebuie să vină la vot, pentru că sunt oameni care de-a lungul anilor au fost permanent, au avut un simț civic și au înțeles că puterea este în fiecare dintre noi și că este important ca fiecare dintre noi să ne prezentăm pe 27 la vot. Este important ca fiecare dintre noi să gândim cui acordăm votul nostru, pentru că nu e o joacă, nu e o prietenie, nu trebuie să mai întreținem ceea ce se întâmplă în prezent și cred că cel mai important lucru la care trebuie să se gândească fiecare dintre dumneavoastră este că trebuie să ieșim zâmbind pe stradă, trebuie să nu ne mai urâm unii cu ceilalți și pentru asta este important pe cine alegeți și cine va gestiona viața orașului și implicit viețile noastre ale tuturor de săptămâna viitoare încolo. Vă mulțumesc! Doamna Uzun, vă mulțumesc și eu pentru prezența în studioul nostru. Vom vedea dacă speranțele dumneavoastră ale echipei pe care mizați și care se află evident în spatele și candidaturii și a muncii pe care o veți depune în viitor vor da roade și vom discuta despre implementarea de proiecte. Aștept să fiți cu ochii pe noi. Bineînțeles, pentru că cred că oamenii sunt un pic plictisiți de ceea ce spun politicienii. Din 4 în 4 și-au pierdut încrederea. Exact, și mai da, grav. Adică, ok, dacă bine, ar fi doar plictisiți, ar fi bine. Vine dar cineva și-au pierdut spune, încrederea. O să facem un stadion care o să se învârtă după stele. Bine. Nu, ați observat cam, că nu, cam la genul ăsta eforie în 2020 da, nu da, poate face, da, nu poate niciunul dintre candidați să da, vină cu astfel nu de m-am proiecte. Referit, care, nu m-am referit la eforie, clar. Ar fi foarte amuzant. Da. Bun, încă o dată vă mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi de la Constanța News TV. Paul Alexe, Adrian Florea, vă mulțumesc pentru atenție. Până la proxima întâlnire, toate cele bune!